O ședință ce părea a fi aparent liniștită, cea a Consiliului Local de Vadejoi, s-a transformat într-un adevărat scandal. Totul a pornit de la votul dat de consilierii locali de la PSD și AUR la un proiect de hotărâre privind un schimb de terenuri între municipalitate și Ministerul Apărării Naționale. Pe scurt, ministerul dădea pentru municipalitate un teren a cărui destinație urma să fie de construire de locuințe pentru tineri, iar administrația oferea la schimb un bloc cu 20 de apartamente la prețuri relativ modice. Primarul liberal al reședinței de județ, Florin Oancea, i-a acuzat încă din cadrul ședinței pe consilierii de la PSD și AUR că sunt împotriva devenilor. Din atitudinea dumneavoastră, de astăzi, compromiteți un proiect și munca mea și a echipei din primărie de 3 ani și jumătate. Acest rapaz de teren de 28 de hectare, știți care era destinația. O puneam la dispoziție tinerilor care vreau să construiască o locuință. Sunt peste, dacă rețin bine minte, 600 de solicitări. Am trecut, dar nu se mai fac. N-am influențat nimic votul, a trecut, de fapt a picat hotărârea, dar dați-mi voie de acum încolo să mă exprim public. Trebuie să știe cât de bine reprezentați și cât de mult doriți binele devenilor. În obișnuita sesiune de declarații de după sfârșitul ședinței, Florin Oancea a detaliat datele convenției dintre Primăria Deva și Ministerul Apărării, arătând și prețul metrului pătrat de la respectivele apartamente, unul de aproape 3 ori mai mic decât cel de pe piață. M-am chinuit, m-am zbătut 3 ani și jumătate să obținem acel transfer. E vorba de dealul Paiului, 28 de hectare, de la Armată, de la Ministerul Apărării Naționale, am trecut în domeniul public al municipalității. Pentru că sunt astăzi peste 1200 de cereri, de solicitări ale tinerilor din Deva, care vor să-și construiască o casă și primăria are posibilitatea legală să le pună la dispoziție gratuit parcele de 300 de metri. Dar cei de la MAPN au avut niște toleanțe prin hotărâri de guvern. Să le punem la dispoziție 20 de unități locative și să amenajăm un alt poligon. Astăzi trebuia să se aprobe, mă refer la acel proiect, evaluarea suma de bani. Spuneau că 400 și ceva de euro sunt bani mulți. Dar toți devenii știu că dacă vor să-și cumpere acum un apartament nou, sub 1200 de euro, nu găsești. În Deva. Oancea a mai spus că prin votul lor, cei de la PSD și AUR interzic la peste 1200 de tineri din Deva posibilitatea de a primi gratuit terenuri pentru case. Întrebarea mea firească, dacă au votat împotrivă și acel proiect, pentru că era nevoie de 2-3 mii, 15 voturi din 21, nu a trecut, pentru că din nou consilierii PSD și cei de la AUR au votat împotrivă. Ce facem? Pierdem cele 28 de hectare pe care m-am chinuit să le aduc la municipalitate? Asta vor consilierii PSD și AUR. Vă spun să știe toți devenii. Da, vreau, dacă se poate toți cei 1200, să primească parcele de teren. Dar prin gestul lor de astăzi, întârzie finalizarea obligațiilor pe care noi le avem în contractul cu MAPN-ul. Să le pun la dispoziție 20 de unități locative. 400 și ceva de euro pe metru pătrat, un bloc reabilitat. Întrebați pe oricine, este o sumă mare? Nu. Dar 1200 de euro, mult mai mare, de 3 ori. Da? Primarul a mai afirmat că proiectul va fi din nou supus votului și a acuzat pe cei de la AUR și PSD de dezinteres față de deveni și de neglijență în ceea ce privește cheltuirea banului public. Ei spun că servesc interesul public. Astăzi nu mi-au demonstrat. Pentru că 1200 de tineri și de familii tinere așteaptă de pe o zi pe alta să rezolvă problema ca să le punem la dispoziție acele parcele să apuce de lucru pentru construirea de case. Vorbesc de modul în care se cheltuiește banul public, să nu cheltuim inutil. Păi dacă ei au refuzat achiziționarea unui bloc la 400 de euro pe metru pătrat, vom fi obligați să cumpărăm cu 1200 de euro. Unde e eficiența? Sunt
înțelegem că acest proiect nu va mai fi repus pe urme de... Să nu? Păi dar credeți că eu mă împiedic de ei? Normal că îl pun în fiecare săptămână. Pentru că nu o fac pentru mine, o fac pentru Deva și pentru Deveni. Oancea și-a mai acuzat adversarii și de politizare administrației și începerea unei campanii electorale timpurii, dând și exemple concrete. De asemenea, primarul a mai menționat că de acum înainte va face publice toate împotrivirile la proiectele importante pentru Deva. Ați văzut că până acum n-am făcut declarații politice, da? Am făcut doar administrație. Dar de acum încolo voi vorbi. Pentru că una e să ieși în față și să arăți cu degetul. Uitați, primarul nu-i în stare. Ați văzut și-o trimis pe Cleș. 100 de voturi. Atâta lor creditat Deveni. Ca încredere. 100 și ceva de voturi, da? Toată ziua filmează, se coboară din BMW-ul seria 7 și filmează o groapă. Om la 40 și ceva de ani. El e săgeata, portavocea PSD-ului. Asta vor. Să împiedice și să critique. Dom'le, nu sunt oameni de construcție. Eu sunt un om de construcție. Vreau să mă judece de veni în 2024. Până atunci nu mă împiedic de ei. De câte ori se vor opune unor proiecte absolut necesare pentru comunitate și pentru Deveni, o să ies public și o să spun adevărul. La ședința de ieri au fost prezenți 18 din cei 21 de consilieri locali din Deva, lipsând câte unul de la PNL, PSD și PRE, fiind nevoie de 15 voturi pro pentru ca proiectul să treacă. Pentru proiect, care a căzut, au fost 13 voturi pentru, respectiv 8 de la PNL, câte 2 de la USR și PRE și unul de la UDMR și 5 împotrivă, 3 de la PSD și 2 de la AUR.